Descinderi de icot la clubul CFR Cluj. Procurorii au percheziționat astăzi mai multe localități din București și Cluj-Napoca, printre care și domiciliile lui Arpad Pascani și Iuliu Mureșan. Finanțatorul și președintele clubului sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. Oamenii legii au descins astăzi la sediul CFR Cluj și în alte 20 de locații. În această dimineață s-au făcut percheziții și la locuințele lui Arpad Pascani și Iuliu Mureșan. Aceștia s-au prezentat la sediul DIICOT Cluj pentru audieri. Să venim la ora 1 la 10. La cât au fost la dumneavoastră dimineață? La ora 7. Fostul patron al clubului CFR Cluj a ieșit de la audieri după mai bine de o oră și jumătate, însă nu a făcut declarații. Ce v-au întrebat procurorii? Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, de lapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani. De asemenea, o sumă de 9 milioane de euro ar fi fost sustrasă ilegal de șefii clubului CFR prin intermediul unei societăți de tip offshore din Cipru și Seychelles.